În această săptămână a fost înregistrat primul deces la o persoană infectată cu varianta Omicron în România, la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Potrivit medicilor care au tratat-o, este vorba despre o femeie de 75 de ani, nevaccinată, cu comorbidități importante. Femeia a ajuns în stare gravă la spital în urmă cu 10 zile. La câteva zile de la internare, pacienta a fost transferată pe ATI, unde a murit în cursul zilei de marți, 18 ianuarie. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase, dr. Florin Roșu, a explicat pentru Libertatea că starea de sănătate a femeii s-a degradat constant de la internare, iar medicii de la terapie intensivă nu au mai putut-o salva. Nu prea sunt... Nu știu, eu nu prea cred. Tot vine. Asta e decizia medicilor și... Și dumneavoastră nu vă este teamă, practic? Nu prea. Am trecut mai multe boli față decât ăștia. Dom'le, acum depinde de fiecare persoană în parte. Cred că am mai avut și alte comorbidități. Nu a fost ăsta așa. Că ăsta e mult mai ușor, simptomatologia Omicron, simptomatologia mult mai ușoară față de variantele dinainte, Delta. Deci el a mai pierdut din Indie. Dar persoana respectivă a avut și alte comorbidități mult mai accentuate. Și având o boală cronică de plămâni, vine ăsta care atacă plămânul, sigur că se întâmplă. Și nu l-au băgat și în țeagă. Plus medicația, ori a luat-o, ori a luat-o după ureche. Primele infectări cu Omicron au fost confirmate în România pe 4 decembrie 2021. Până în prezent, 617 cazuri COVID cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost confirmate în România până la data de 16 ianuarie, potrivit INSP. Da, după cum spun, nu ar fi atât de înspăimântător. Este tot un fel de gripă care, eu cred că, după părerea mea, vom rămâne cum rămâne și cu cealaltă gripă obișnuită când sunt probleme de primăvară, de toamnă, astenii și alte treburi, pentru că o să rămânem cu ele, pentru că nu numai la noi se întâmplă chestia asta, vedeți și prin alte părți. Problema este că acest virus, Omicronul ăsta, se răspândește foarte repede și în special acum văd că și în rândul copilor foarte mult. Și asta nu este bine. Față de ieri, numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 raportate astăzi aproape s-a dublat, ajungând la 16.760 de cazuri. În secțiile de terapie intensivă sunt internate 487 de persoane, cu două mai multe decât în ziua anterioară. Numărul deceselor raportate marți ajunge la 70, dintre care 60 de persoane erau nevaccinate și 10 vaccinate, potrivit INSP. Ultimul record de cazuri s-a înregistrat în România în data de 19 octombrie, când au fost raportate 18.863 de noi cazuri infectării.